Bună dimineața, dragilor! Începem o nouă lună din deficitul caloric. Astăzi este ziua 31. Mi-am început dimineața cu o cafea cu lapte și puțin îndulcitor. O să vedeți ceva schimbări luna aceasta. Mai exact, mi-am mărit numărul de calorii cu 100. Înainte am avut 1300 de calorii pe zi. De acum vom mânca 1400. Așa că o să vedeți mese un picuț mai mari. Așa arată dimineața cu 1.31, o cafea cu lapte și puțin îndulcitor. Ne apucăm de mic dejun și pentru că nu știu dacă reușesc astăzi să am 3 mese sau 2, o să fie un mic dejun un picuț mai caloric, ca să mă țin mai mult. Următoarea masă cred că o să fie undeva diseară, în jur de 6-7, ceva în genul acesta. O să vreau să-mi fac omletă, am aici ouă, Philadelphia Light, o să punem și Philadelphia Light pe pâine, am aici niște tofu, avocado, niște pătrunjel pentru că vreau să amestec în Philadelphia și o să folosesc și pâine, dar o să vă arăt exact la final farfuria ca să văd și ce cantitate îmi folosesc și ce îmi pun din tot ce am aici. Am aici 54 de grame de pâine integrală cu seminții, peste care am adăugat 30 de grame de Philadelphia Light și vreo 7 grame de pătrunjel. Am mai adăugat 85 de grame de avocado, omleta din cele două ouă, 5 grame de sos de soia, puțin piper, iar aici am 50 de grame de tofu. Așa arată prima masă pe ziua de astăzi, mic dejunul din această dimineață, din ziua cu numărul 31 din deficitul caloric. Între timp, o să pun la cuptor niște vinete, pentru că vreau de seară să fac niște salată de vinete. Așa că o să le pun la cuptor, numai bine le las să se coacă, apoi poate reușesc să le și scot, să le curăț ca să le las la scurs până de seară. Dar punem la cuptor vinete. Am scos vinetele, le-am și tăiat și o să le las la scurs până de seară când o să le fac și vreau să le fac sănătoase. Așa că o să vă arăt diseară ce o să pun în loc de maioneză. Mi-a adus Florin o cafea, este un cappuccino cu caramel sărat. Este îndulcit practic cu sirop de caramel sărat. O să-mi trec în aplicație un cappuccino cu caramel și o să-mi trec cam 100 de calorii. Pentru că noi îl cunoaștem pe băiatul care are la pahar, așa se numește cafeneaua aceasta. Și Florina a întrebat câtă cantitate de lapte mi-a pus și cât sirop, așa că mi-a rezultat această cafea, care avea 100 de calorii. O micuță gustare, am aici o piersică din această plată, am cântărit-o înainte cu tocul sâmburii, o să mănânc din ea și la final o să cântărim sâmburile ca să pot să scad din cantitatea din aplicații, ca să vedem câte calorii are această piersică plată. Am ajuns acasă de la sală, am avut antrenamente de spate astăzi și mult cardio pe final de antrenament, vreo 40 ceva de minute de bandă. V-am zis dimineața de salata de vinete, am tocat vinetele, am adăugat puțină ceapă roșie, nu am cântărit ceapă roșie, am adăugat așa jumătate la o cantitate un picuț mai mare, pot să mănânce și Florin, asta este porția mea. Mi-am pus deoparte 150 de grame de salată de vinete. Și am pus și 50 de grame de iaurt. În loc de maioneză am adăugat iaurt și este foarte gustoasă. Deci dacă vreți să aveți o salată de vinete un picuț mai sănătoasă, puteți să adăugați iaurt în loc de maioneză. La cina din această seară am mai adăugat și 18 grame de rondele din orez expandat cu care o să mănânc salata de vinete. Am adăugat și 154 de grame de roșii, peste care am pus puțină sare, tot pentru salata de vinete, o să le mănânc în această combinație. Și ca să-mi ating proteina pe ziua de astăzi, vreau să mai pun și 100 de grame de brânză din aceasta, bulgăraș de brânză cu smântână, în care o să pun niște pătrunjel. Dar îmi cântăresc 100 de grame și vă mai arăt ce mai pun la cina din această seară. Am mai adăugat și 250 de grame de pulpă de pui dezosată și gata. Așa arată cina din această seară, ultima masă pe ziua de astăzi. Cu voi o să mă aud mâine dimineață la micul dejun într-o nouă zi din deficitul caloric. Bună dimineața cu aceeași cafea cu lapte și puțin îndulcitor. Începem dimineața la o oră foarte matinală. Ceasul este 6 fără un pic. O să fie o zi plină, haotică. O să vedem ce mese reușim să avem astăzi. Dar așa începe dimineața de azi. Cafea cu lapte și îndulcitor.
Îmi pregătesc mic dejunul din această dimineață, pentru că sunt foarte pe fugă și vreau să mă asigur că totuși mănânc ceva acum dimineață. O să-mi pun un iaurt, 150 grame, acesta este iaurtul pe care o să-l folosesc în dimineața asta și o să-l pun pe tot. O să vreau în el să pun puțin esență de migdale, pentru că nu o să-l îndulcesc. Nu-l îndulcesc pentru că vreau să folosesc în dimineața aceasta niște granola din asta proteică. O să-mi pun în 150 grame de iaurt, 50 sau 60 grame de granola, dar cântăresc și vă arăt exact. Asta este o altă variantă de la ei, v-am arătat în clipurile trecute cealaltă variantă. Mai este și varianta aceasta, le găsiți în Kaufland și sunt tare faine. Ele sunt super dulci, chiar un mic dejun foarte fain. Pun să-mi pregătesc masa și vă arăt apoi. Prima masă pe ziua de astăzi, 150 grame de iaurt și 63 grame de granola proteică. Așa arată prima masă, vedem pe parcursul zilei de astăzi ce reușesc să mai mănânc și la ce oră, dar oricum o să fie zi cu antrenament, am antrenament de fesieri și picioare astăzi, așa că trebuie cumva să mănânc destul de bine până să ajung la sală de seară. Ne apucăm de a doua masă pe ziua de astăzi, o să-mi pun niște piept de pui la air fryer, o să vreau să fac niște paste pentru că vreau să-mi ating proteina și o să-mi pun cred că vreo 50 de grame de paste dintre astea bogate în proteină, câteva legumi și o să vreau să mănânc și cât mai am aici din brânza asta cu smântână de aseară. Ca să nu o arunc, îmi pun restul de cantitate, o să cântăresc, nu știu exact cât mai am, dar ne apucăm de a doua masă pe ziua de astăzi. Mi-am cântărit aici brânza cu smântână, am mai avut 89 de grame, am pus legumele și pastele la fiert, pun și pieptul de pui la air fryer și revin la voi cu farfuria finală. Așa arată brânzul final de astăzi, 89 de grame de brânză cu smântână, 50 de grame de paste bogate în proteină, 250 de grame de legume, morcov, brocoli și conopidă și 200 de grame de piept de pui gătit la air fryer. Așa arată a doua masă pe ziua de astăzi, o să mai avem una de seară, așa că ne auzim direct la cină. Am ieșit de la sală, am avut antrenament de fesieri și picioare și am luat acest baton, o să mănânc jumătate, el are 300 de calorii tot, adică 85 de grame, dar eu o să mănânc 42 de grame, însemnând 249 de calorii. Așa că o micuță gustare de după antrenament și mergem acasă să ne pregătim ultima masă. Așa arată și ultima masă pe ziua de astăzi, este cina și pentru că am avut o masă un picuț mai consistentă și mai calorică la prânz, am avut și o gustare după antrenament. Cina este un picuț mai micuță, dar am avut un rest de calorii care nu puteau să rămână așa. Am aici 153 de grame de roșii, 18 grame de rondele din orez expandat, peste care am pus 30 de grame de brânză Philadelphia și puțin pătrunjel și aici mi-am fiert un ou peste. Așa arată ultima masă pe ziua de astăzi, eu ouăle le mănânc moi, mie așa îmi place și oul fiert și oul prăjit. Cu voi o să mă aud dimineață, mâine dimineață o să am budincă de chia, trebuie să le pun la hidratat peste noapte, dar o să mă aud cu voi când punem semințele la hidratat, cel mai probabil. Mi-am pus aici și 20 de grame de semințe de chia cu 100 de ml de apă, le amestec și le las la frigider peste noapte, ăsta o să-mi fie micul dejun de dimineață, dar o să mă aud cu voi mâine dimineață când o să mai adăugăm și ceva fructe. O să vedem exact dimineață. O nouă zi, din nou cafea cu lapte. Am aici o cafea lungă cu 30 ml de lapte fără lactoză și puțin îndulcitor. Așa începem noi dimineața, astăzi este sâmbătă. Astăzi avem nuntă, de seară mai exact. Așa că o să vedem cum o să facem cu caloriile astăzi. Este a doua zi, ne apucăm de mic dejun, semințele de chia care au stat la hidratat peste noapte, o să le amestec cu iaurt, o să vreau să pun puțin esență de vanilie, puțin esență de migdale și îndulcitor, iar peste am ananas, kiwi și piersică. Amestec totul și revin la voi cu bolul final.
Așa arată mic dejunul din această dimineață și s-ar putea să fii singura masă mâncată acasă. Am aici 140 de grame de iaurt, adăugat peste cele 20 de grame de semințe de chia, 108 grame de piersică, 68 grame de kiwi și 52 grame de ananas din conservă. Mic dejunul de astăzi, o să revin la voi pe parcursul zilei în cazul în care o să mai mănânc ceva sau direct diseară la nuntă. Cam așa a arătat aperitivul de la nunta din seara respectivă. Foarte multă carne, foarte puține legume, din păcate. Am mâncat toate legumele pe care le vedeți și am gustat din câteva mezeluri, dar foarte puțin. Aici vă arătam mirii din seara respectivă. Justina este clienta mea. Din tot candy barul, a avut un candy bar foarte mare. Am luat niște pepeni galbeni și niște piersică. Ce ați văzut acolo a fost cantitatea mea și a lui Florin, că am mâncat împreună. La felul 2, cartofi gratinați cu salată, cordon bleu și niște piept de pui. Am mâncat toată salata, cartoful gratinat și o bucățică din pieptul de pui. Din cordon bleu nu m-am atins absolut deloc. Iar ultimul fel de mâncare, cartofi la cuptor, murături, cârnați și foarte multă carne. Ceva ceafă de porc și pui. Am mâncat cartofii și murăturile doar de la această masă. Reintrăm în normal. Dimineața mi-a început tot cu o cafea cu lapte, 30 ml de lapte, puțin îndulcitor și o cafea lungă. O să vedem care o să fie mesele pe ziua de astăzi. Dacă a doua zi tot a fost duminică, ne-am gândit să mergem la Bacău să mâncăm niște sushi. O să tot vedeți sushi la noi pe canal. Pe drum ne-am luat un cappuccino cu caramel, iar aici vă arătam cantitatea de sushi pe care am comandat-o. În toată cantitatea aceasta eu am mâncat cam 800 de calorii. Mi-am cântărit și cam 800 de calorii am mâncat, restul am mâncat Florin tot. Și aici vă arătam că am mai găsit mochi, dar cu vanilie de data aceasta. Și am mâncat și 3 biluții din acestea de mochi cu vanilie. Sunt foarte gustoase. Dar vreau să vă spun că asta a fost toată mâncarea pe ziua respectivă, după toată carnea de la nunta din seara precedentă, ne-am limitat la atât. Începem dimineața de astăzi cu aceeași cafea cu 30 ml de lapte și puțin îndulcitor. Astăzi o să fiu toată ziua acasă, o să mergem la sală, dar o să avem 3 mese astăzi. Începem ziua cu cafea și vedem pe parcurs ce și cum mâncăm. Așa arată prima masă pe ziua de astăzi. Nu mi-am depășit ieri caloriile, dar simt că nu am poftă de mâncare. Nici ieri nu am avut, probabil după nunta pe care am avut-o în weekend, pentru că am mâncat foarte târziu. Ieri am simțit așa senzații de stomac plin, astăzi la fel, așa că s-ar putea astăzi să nu mi-ating toate caloriile, dar o să vedem. Indicat ar fi să o fac. Aici 38 de grame de rondele din orez expandat, sunt rondele din acelea cu semințe de chia. 51 de grame de chifteluțe de porc făcute de mama lui Florin, sunt gătite la air fryer fără ulei și au cărniță, nu știu exact ce au în ele, dar oricum le-am trecut în aplicații. Și o să mănânc și această cutie cu bulgăraș de brânză cu smântână, 200 de grame, mi-am trecut-o pe toată. Așa arată prima masă pe ziua de astăzi, nu știu dacă o să avem 3 mese, dar în orice caz vă arăt și vouă când mai mănânc ceva. Ne apucăm de cină. Ultima masă pe ziua de astăzi. Astăzi nu prea am avut poftă de mâncare. Mai am în jur de 1000 de calorii rămase. Ceasul este 7:30. Oricum o să mai mănânc niște fructe. Dar încercăm să aducem proteina la gramele necesare pe ziua de astăzi. Pe cât se poate, măcar. Așa că o să-mi fac niște paste dintre astea care au 24% de grame de proteină. Per 100 de grami este acest procent. O să-mi fac și niște piept de pui. Vedem cum o să arate ultima masă pe ziua de astăzi, că sincer n-am nici poftă de mâncare și nici nicio idee. Dar o să vedem, o să vă arăt și vouă. În principiu ne orientăm spre multă proteină. Am pus la fiert 60 de grame de paste, iar acum vreau să pun tot la fiert 200 de grame de mix din acesta de legumi și 250 de grame de varză de Bruxelles. Le pune la fiert, varza o să o scurg separat și o să o pun la air fryer cu pieptul de pui, ca să se și gătească așa un pic, dar puteți să o mâncați și doar fiertă. Cam asta se întâmplă până acum.
pun pieptul de pui la air fryer și mai vedem apoi. Mai am vreo 400 de calorii rămase. Aici am 200 de grame de piept de pui cântărit crud, care o să meargă la air fryer. Urmează să pun sare, piper și puțin condiment grecesc. O să meargă la 180 de grade, cam 10-15 minute, cam așa. Așa arată o masă slab calorică, dar bogată în volum. Am aici 60 de grame de paste, 250 de grame de vază de Bruxelles, am fiert-o și am lăsat-o puțin la air fryer, 200 de grame de legume fierte, 250 de grame de piept de pui și 36 de grame de brânză cremoasă de la Prezident. Această farfurie are 669 de calorii. Mi-au mai rămas vreo 300 de calorii, dar o să le las așa. O să mai mănânc mai târziu o piersică, o nectarină sau un kiwi sau ceva fruct. Dar așa arată o masă bogată în volum. Asta înseamnă deficit caloric, mâncare multă și calorii puține, practic. Multe legume. Pun să mănânc și cu voi o să mă aud direct mâine dimineață. În cazul în care mai mănânc un fruct, două, ceva în genul acesta, ori vă mai filmez, ori nu vă mai filmez, dar să știți că intenționez să le mănânc. O să mă aud cu voi dimineață. O nouă dimineață, 30 ml de lapte, o cafea lungă și puțin îndulcitor. Așa începe și această dimineață, astăzi este marți. O să vedem ce o să mâncăm astăzi. Prima masă pe ziua de astăzi este un picuț mai calorică pentru că vreau să mai am o masă astăzi doar. Am aici o omletă din 2 ouă și 74 de grame de albuș de ou, 149 de grame de roșii, 64 de grame de castravete, am două felii de pâine care cântăresc 64 de grame, este pâine integrală cu semințe, pe una am pus 30 de grame de hummus și pe una 30 de grame de Philadelphia Light și mai am aici 31 de grame de avocado. Așa arată prima masă pe ziua de astăzi. Este mic dejunul din dimineața aceasta. Mi-a adus Florin un cappuccino. V-am mai vorbit eu despre acest cappuccino. Are 100 de calorii. Îl trec în aplicații și vedem ce mai mâncăm în seara aceasta. Gata și ultima masă pe ziua de astăzi. Cina, numai bine pot să mănânc uitându-mă la Insula Iubirii, că ceasul este 8 și un sfert. La 8 jumătate începe Insula Iubirii. Am așa, 60 de grame de paste, sunt cele bogate în proteină, 100 de grame de bulgăraș din aceea de brânză cu smântână, ați tot văzut aici la mine pe canal Putia, nu vă mai arăt și acum, 130 de grame de ciuperci pe care le-am gătit la air fryer cu tot cu codiții și 150 de grame de piept de pui, tot la fel gătit la air fryer. Așa arată ultima mea masă pe ziua de astăzi, cina din această seară și cu voi o să mă aud mâine dimineață, la o nouă zi din deficitul caloric. Începem dimineața aceasta cu un cappuccino. Fix acum am trezit, ceasul este 9. Florina a avut client la sală la ora 7. A fost și mi-a luat cafea, a venit acasă, mi-a lăsat-o și a plecat din nou la sală. Așa că dimineața de astăzi începe cu un cappuccino cu caramel. Astăzi este ultima zi din săptămâna aceasta, după care începem o nouă săptămână din nou și din nou. Dar să știți că așa filmându-vă vouă mesele, parcă trec săptămânile altfel. Ultima zi pe săptămâna aceasta începe cu un cappuccino cu caramel. 100 de calorii are acest cappuccino. Dimineața mea este plină de treburi. M-am apucat de curățenie generală, așa că o să mănânc abia după, m-am și lovit aici un pic. O să mănânc abia după prima masă, ceasul este 12:30 acum, o să mănânc piersica asta plată și când o să termin cu tot ce am de făcut și toată curățenia generală din casă, o să-mi pregătesc prima masă pe ziua de astăzi și o să vă arăt și vouă. Dar momentan mi este puțin de foame, beau destul de multă apă, dar mănânc piersica asta. Mă apuc de prima masă pe ziua de astăzi și o să fie masa de dinaintea antrenamentului. Și din acest motiv o să vreau să mănânc niște chifteluțe dintre astea, sunt din cele făcute de mama lui Florin, mai avem 4. O să-mi pun niște paste cu proteină, ca să am un volum mai micuț de mâncare, dar să fie un picuț mai caloric și să ne atingem proteina. O să-mi pun și niște hummus și o să fac un piure din conopidă. O să pun la fiert, cred că vreo 200-250 de grame de conopidă, o să o dau prin blender ca să o facem ca un piure pentru chifteluțe.
gata și masa noastră, 51 de grame de chifteluțe. Aici am 250 grame de conopidă și am blenduit-o cu puțin sos de soia. Am zis că oricum conopida este mai dulce, așa că vreau să pun în loc de sare sos de soia și am pus în blender și o ieși super bun. 150 grame de iaurt Zuzu stors cu 2% grăsimi și 60 de grame de paste sunt cele cu proteină. Așa arată prânzul de astăzi. Mănânc, mă pregătesc, plec la sală și cu voi o să mă mut la masa de diseară, la cină. Așa arată cina mea din această seară. Mi-am făcut două brioșele dintre astea proteice la cuptor. Aici am desfăcut una ca să vedeți și cum arată în interior. Să știți că se aseamănă la gust cu un chec. Practic este ca un chec. Puteți să puneți cacao dacă vreți să se asemene mai tare sau nu știu. Eu le prefer așa. Am pus două ouă, 55 de grame de banană, puțină esență de migdale, puțin praf de copt, 30 de grame de fulgi de ovăz, 15 grame de pudră proteică și atât, cred că. Am mai adăugat înainte să le pun la cuptor, după ce am pus aluatul, cum ar fi în forme. Am mai adăugat 50 de grame de unt de arahide și vreo 15 grame de fructe de pădure. Este mixul acela de la Kaufland. Și sunt super bunuțe. Le-am lăsat la cuptor, cred că au stat vreo 20 de minute la 200 de grade, cam așa. Apoi puteți să vă puneți cuburi de ciocolată, puteți să vă puneți foarte multe în ele, dar sunt super bune. Așa arată cina mea, ultima masă pe ziua de astăzi.